vorbească limbi străine este un pic cam dificil. Am avut norocul de a lucra cu oameni minunați și de a învăța lucruri minunate și de a intra în această măreață casă a modei. Odată intrat aici, nu mai ieși niciodată. Sunt lucruri care le înveți pas cu pas, așa cum înveți despre vin, așa cum înveți despre gastronomie, așa cum înveți despre viață și, de ce nu, și despre mașini. Îl văd pe colegul meu și mi-aduc aminte când eram colegi și poate niciunul dintre noi nu ne gândeam unde să ajungem. Avem rochii deosebite, sunt rochii iconic, sunt rochii din 1958-1960, sunt rochii luate la licitații. Fiecare dintre noi avem pasiuni. O mare parte din pasiunea lui Sorste a fost să ajungă la excelență. Nu am fi putut să ajungem fără dumneavoastră, fără dumneavoastră, nu neapărat colegii noștri, ci fără dumneavoastră care ați fost alături de noi și care ați crezut în Sorste. Și chiar și atunci când am început și aveam 26 de ani, erau oameni care vedeau chiar și în, să spunem, nișorică, că poate să fac ceva. Am avut norocul de a mă lipi în viața mea de oameni de la care am învățat enorm. Le mulțumesc și sper să nu-i fi dezamăgit niciodată și mă străduiesc și acum, prin ceea ce fac, să nu vă dezamăgesc. Eu zic că este cazul să începem și am să vă port în acest drum așa cum pot eu mai bine, așa cum am înțeles eu și mai ales așa cum am simțit eu, ce înseamnă să te îmbraci, să te îmbraci când trebuie, cum trebuie și pentru cine trebuie.